Salut și bine v-am regăsit la nou clip. Înainte de toate, nu uitați că o mică parte dintre voi care urmăriți acest clip sunteți abonați, așa că dacă vreți să mă susțineți, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel și de asemenea să apăsați pe butonul de like, și amați cu like-urile alea. Păi bun, acum să vă explic cum am ajuns să fac clipul ăsta. Pur și simplu mă jucam cu Ghost Gamer, era el live pe YouTube și fiind primul meci, dădeam așa mai obvious, bineînțeles că dădeam doar obvious ca asta fac eu. Totul bine și frumos, trec așa vreo 2 ore de live și zice un băiat pe chat: "Căuți mă Ghost, că l-am prins pe Don, pe Overwatch, că e în cazul meu de Overwatch, că 100% e o fază de pe live." Și eu prima dată îți dai seama că i-am zis: "Ce ai frate, ai Overwatch Revealer de ăla de ți apare toate profilele de la cei după demo?" Și că nu, că e la început de meci, că e faza aia pe short, că n-ai sărit tu și ai dat prin smoke. Păi stăteam așa, mă gândeam, bă, poate fi altcineva, adică sunt singur care trage prin smoke sau singurul care a fost vreodată și a bătut pe unul pe short? Și ce face băiatul ăsta, mă, frate? Filmează și ne trimite filmarea. Hai să reacționăm la ce s-a întâmplat. Cum observați, în partea din stânga avem meciul de pe live și în partea dreaptă avem cazul de pe Overwatch. Na, până acum seamănă ceva? Poate vă o să spuneți că nu. Poate doar o coincidență că e 3-0, 40 secunde rămase. Eu stau în conector cu lama scoasă, stau pe loc. Domn, poate e o coincidență. Hai să dăm start la modul deodată. Bă, AFK, trece timpul. Aici a schimbat scena din stânga, dar nu-i problemă, o să vedeți că o să revină la mine. Și în continuare, AFK, 29 secunde, 28, 27, hai mă, să mai mișcă donul ăsta sau ce face? Hopa, s-a mișcat don. Se întoarce în conector, sare și îl bate în smoke. E coincidență? Eu zic că nu. E posibil, e o șansă să ia bani, e o șansă. Asta e faza. Să-mi spuneți voi ce părere aveți despre toată treaba asta. Și încă o întrebare, credeți că o să iau bani sau nu? Toată treaba e că eu după ce am văzut treaba asta, eu am continuat să fac live. Da, pornisem live-ul și ce crezi că am dat? Și mai urât, am dat-o prin pereți în continuare. Și dacă voi lua bani, asta e, mă, facem serii pe YouTube cu am luat bani. Atâta putem, atâta oferim. A fost un clip așa mai... Na, nu era în temă, dar a fost un clip în care s-a întâmplat ceva ciudat. Cea mai ciudată parte e faptul că băiatul ăsta a ales să fac un caz de Overwatch și culmea, în demo-ul lui a apărut fix un meci de-a meu și fix meciul din care era live Ghost Gamer, adică what the fuck, e durere de cap dacă stai să te gândești. Dar cam atât cu acest clip, încă o dată aștept părerea voastră în comentarii, dacă o să iau bani, dacă nu o să iau bani. Noi ne auzim la un alt clip, salut!